Începând cu 7 octombrie, starea de urgență în Republica Moldova ar putea fi prelungită cu încă 60 de zile. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței executivului în baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale. Documentul urmează a fi prezentat spre aprobare Parlamentului. Necesitatea de prelungire a stării de urgență este determinată de riscurile și amenințările persistente ce vizează securitatea națională, precum și aprovizionarea Republicii Moldova cu resurse energetice pentru perioada rece a anilor 2022-2023, la fel și pe alte sectoare care vizează securitatea alimentară. Evoluțiile de ultimă oră a situației din regiune, condiționate de desfășurarea războiului din Ucraina, generează în continuare vulnerabilități la adresa securității Republicii Moldova. Printre amenințările principale cu care se poate confrunta țara în perioada imediat următoare sunt limitarea sau chiar sistarea furnizării resurselor energetice, creșterea exponențială a prețurilor la aceste resurse, extinderea zonelor afectate de război către hotarele Republicii Moldova, aplicarea armelor nucleare cu efect regional și global, dar și sporirea fluxului de refugiați ca urmare a escaladării acțiunilor militare din Ucraina, instalării perioadei reci, dar și urmarea mobilizării parțiale anunțate de Federația Rusă, care ar putea spori esențial numărul persoanelor în căutare unui adăpost în Republica Moldova, creându-se astfel amenințări reale în adresa securității la frontieră. Printre subiectele examinate la ședința executivului au fost și atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, dar și subiectul cu privire la aprobarea listelor studenților și elevilor cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2022-2023. Pe ordine de zi au fost incluse în total 18 subiecte.